1, 2, 3, 4. Suntem gata? Da. Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media. Eu mă numesc Roșca Iuri, sunt șeful Direcției Investigației Infracțiuni Informatice și astăzi împreună cu o parte din echipa mea a direcției, precum și în parteneriat cu reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei, lansăm oficial campania cu tematica cu titlul Fii precaut, utilizează cardurile bancare în siguranță. Evoluția informatică și introducerea masivă a calculatoarelor au reconfigurat esențial toate domeniile de activitate umană. Cu părere de rău, dezvoltarea exponențială a tehnologiilor informaționale a determinat producerea nu doar a numeroaselor avantaje, ci și apariția unui spectru larg de acțiuni legale. Doar pe parcursul anului 2021-2022, Inspectoratul General al Poliției a înregistrat sute de sesizări ale cetățenilor cu privire la comiterea infracțiunilor de sustragere a mijloacelor financiare de pe cardurile bancare. Acestea au cauzat prejudicii cetățenilor de 10 de milioane de lei. Iată de ce conștientizarea măsurilor de siguranță în mediul online devine astăzi tot mai importantă pentru fiecare membru al societății civile, iar Poliția Națională își concentrează eforturile spre prevenirea și combaterea infracțiunilor informatice și conexe, cât și informarea populației referitor la domeniile vulnerabile și măsurile de precauție pe care trebuie să le cunoască. Prin realizarea acestei campanii, venim să informăm publicul despre importanța navigării sigure pe internet, iar în mod special să anunțăm cetățenii despre riscurile și fraudele ce țin de utilizarea mijloacelor de plată electronice. Campania va fi desfășurată pe întreg teritoriul Republicii Moldova și va fi constituită din discuții în formă de dialog, mediatizare, precum și diseminare a pleantelor, dar și altor materiale informative, care să reamintească cetățenilor despre faptul că urmează să fie foarte prudenți atunci când efectuează o tranzacție financiară în mediul online. În același timp, vreau să menționez faptul că, premergător lansării oficiale acestei campanii, peste 100 de polițiști din Inspectoratul General al Poliției au fost instruiți și familiarizați cu provocările și tendințele fraudelor din domeniul respectiv, astfel încât să minimalizăm impactul acestor fraude, precum și să poată acorda un ajutor oricărui cetățean care se adresează la poliție cu o privire la o tentativă sau fraudă ce ține de utilizarea mijloacelor financiare. Eu vă mulțumesc mult pentru că ați dat accept acestei invitații și suntem aici împreună cu colegii mei, dar și reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei, să vă oferim careva răspunsuri la întrebări, dacă sunt. Vă mulțumim foarte mult! Ce ține de utilizarea sigură în mediul online a cardurilor bancare? Cetățenii trebuie să cunoască că cardul bancar este un instrument de plată personal. El nu trebuiește dat altor careva persoane terțe. Acesta nu trebuie arătat altor persoane atunci când efectuează tranzacțiile în mediul online. Să fie siguri să verifice acele website-uri, acele forumuri, acele platforme online pe care efectuează aceste tranzacții. În cazul în care apare oricare suspiciu asupra acestei platforme, este recomandabil să nu se efectueze această plată. Aveți și careva date, ați spus sute, dar aveți exact date? Nu vă pot comunica la moment cifra exactă, deoarece, din păcate, constatăm pe parcursul ultimelor ani o creștere exponențială, ceea ce e legat inclusiv și prin faptul că tot mai mulți cetățeni utilizează aceste carduri, efectuează tranzacții în mediul online, dar o altă linie de ce anume s-a efectuat așa o majorare a fost inclusiv și pandemia COVID-19, care cumva a impus persoanele să stea mai mult acasă, să stea mai mult la calculator și să navigheze mai mult pe internet, respectiv riscul a devenit mai mare. Campania este și pentru a educa cetățenii, o educație financiară a cetățenilor, pentru ca să aceștia să conștientizeze riscurile pe care îi așteaptă și să promovăm cu toții un internet sigur. Dacă ați putea să ne spuneți
credeți care este cea mai des folosită schemă de escroci? Ce ține de utilizarea mijloacelor fraudelor de plată. Vorbim despre inginerie socială sau social engineering, care este o metodă prin care escrocii, folosind date false, prezentându-se ca exemplu ca reprezentanți ai băncii sau folosind alte date personale, cumva înșeală persoanele pentru ca aceștia să își expună singuri datele personale, datele bancare și alte date de care aceștia au nevoie pentru a efectua aceste tranzacții ilegale. Și care este pedeapsa? Ce pedeapsă prevede pentru aceste fără de legi? Deci atunci când vorbim de spre asemenea escrocherii, în dependență de gravitatea comisă, în dependență de prejudiciu material, în dependență de grupul care activează pe această fraudă, deci poate fi pornită o cauză penală pe furt sau pe escrocherie, da? Și deci în dependență de mai multe aspecte, această gravitate poate fi de la 3 până la 7 ani sau chiar și mai mult. Aveți o statistică în comparativ cu anul trecut, anul acesta, au crescut numărul infracțiunilor? Anul acesta, în 2022, împreună cu direcția, anume prin campanii de informare a cetățenilor, anume prin măsurile impuse, am reușit cumva să diminuăm acest număr, dar din păcate el oricum este la un nivel destul de mare. Roșca Iurie, șef al Direcției Investigației Infracțiuni Informatice. Vă mulțumesc. Domnule Roșca, încă o întrebare. Dacă ați putea să ne spuneți ce categorie este mai vulnerabilă la asemenea escrocherii? Da, deci persoanele din sate, persoanele care nu au o educație financiară, cum spuneam și eu, dar totodată și mulți studenți, multe persoane care activează în această linie de activitate. Mersi. Dacă este posibil. Dar cum poate să-și dea persoana seama că este un escroc și urmează poate să... Verificând aceste date, verificând datele lui, verificând site-ul, verificând multe alte date care cumva o să dă date de bănuială că acest persoană, că acest site este un site fictiv. Mulțumim. De educație financiară și acest scop îl urmărim și în cadrul campaniei de informare și sensibilizare. Fii precaut, utilizează în siguranță carduri de plată. Prin diferite materiale informative vom ajunge în cele mai îndepărtate colțuri ale țării ca să informăm, să educăm financiar publicul larg, cetățenii cum să utilizeze în siguranță carduri de plată. Vor fi transmise un set de recomandări cum să fie acesta utilizat și cum să facă populația plăți online în siguranță. Sunteți informați, de exemplu, atunci când nu știu, cineva a fost prins în plasa unei fraude sau reprezentanții băncii cumva sunt informați despre acest lucru? Cum vă dați seama că există astfel de infracțiuni? Da, suntem informați prin diferite canale de comunicare și petiții, evident, dar în mare parte responsabil de toate aceste infracțiuni sunt colegii noștri de la Inspectoratul General de Poliție, cu care avem o conlucrare bilaterală destul de productivă și ne străduim noi să minimizăm aceste activități frauduloase cu carduri de plată, prin informarea publicului larg, da. Aveți careva recomandări pentru cetățeni atunci când primesc astfel de mesaje, la ce trebuie să tragă atenția? În primul rând, regula de bază, să zic eu, de aur este să nu divulge nimănui codurile personale pe care le au pe carduri de plată, pe care îl dețin. Pentru că este o informație confidențială și personală. Chiar celui mai apropiat nu este voie să divulgi, să transmiți acest cod. După care, în cazul în care sunt apelați, sunt transmise SMS-uri, sunt rugați să nu dea informația confidențială pe care o dețin.
și să se adreseze, evident, băncilor licențiate care au emis aceste carduri. Să vă prezentați. Ina Șcerbaniuc, șef adjunct de direcție, comunicare și educație financiară. De poliție teritorială sau însuși la Direcția Investigației Infracțiuni Informații din care facem parte. Dacă ați putea să ne mai spuneți ce risc că o persoană care a fost reținută pentru asta de descurcherii? Cum și-a spus însuși domnul Iurie Roșca, riscul depinde de însuși prejudiciul cauzat și de însuși forma de organizare a acestor persoane. În cazul în care identificăm mai multe persoane și observăm că este un grup criminal organizat, am dat seama însăși riscul și pedeapsa poate fi chiar și până la 12 ani de închisoare. Vă mulțumim frumos că prezentați o dată numele plenului și da, îmi spune Lising Sergiu, sunt șef secției investigații infracțiuni, mijloace de plată electronice a Direcției Investigației Infracțiuni Informatice.